sărbătoare mare astăzi la Gârliciu? Este ziua comunei noastre. După cum vedeți, este lume multă, este voie bună. Avem invitați pe Maria Ciobanu, pe Ionuț Doranescu, Cornelia și Lupu Rednic. Ce proiecte ați implementat, le aveți în implementare în momentul de față? Am implementat două proiecte necesare pentru comuna noastră, o rețea de canalizare și la fel 10 km de drum pentru asfaltare. Sunt două proiecte, așa cum vă spuneam, absolut necesare pentru satul nostru, care din punct de vedere geografic este așezat pe un deal. De câte ori plouă la noi, sunt mari probleme cu drumurile și sperăm prin realizarea acestui proiect să punem capăt drumurilor care vor fi stricate de ploi. În ce stadiu sunteți acum cu cele două proiecte? La canalizare lucrarea este aproape de final, 99% este gata, iar la asfaltare cam 30% din lucrare s-a realizat. Pe ce fond? Da, este vorba de programul PNDL al Guvernului României, program care trebuie să recunoaștem că ajută foarte, foarte mult satele românești. Dar eu consider că nu putem face parte din Europa până când drumurile, canalizarea și atâtea și atâtea lucruri care trebuie să făcute la sate. Mai aveți și alte dorințe pentru sat? Bine, dorința cea mai mare este ca satul să fie din ce în ce mai plin. Dar, din păcate, satele românești, la fel ca și satul nostru, rămân din ce în ce mai goale. Și care credeți că este soluția, să zic așa? Soluția? Cred că nu există soluție. Cred că ăsta este drumul omenirii, iar noi n-avem decât să-l urmăm. Doresc tuturor oamenilor din Gârliciu ani mulți cu sănătate, tuturor acelora care sunt plecați din sat, pentru că jumătate din populația satului este plecată. Le doresc să se simtă bine acolo unde sunt și să știe că noi de aici de acasă iubim și așteptăm. Câți locuitori aveți acum? În evidențele noastre sunt 1860 de locuitori. Iar astăzi, cei care ne întâlnim pe stradă, suntem la 800-900. Calnici s-au adunat în centrul comunei Gârliciu, iar zona a devenit o imensă scenă de sărbătoare. Oamenii beau, mănâncă, dansează și se distrează. Mi-a plăcut foarte mult, am dansat, am făcut o doră, ce bine. Așteptăm acum doamna Maria Ciobanu. Vă simțiți? Foarte bine, cum sunt, comuna noastră. Vă distrați. Foarte bine, deocamdată așteptăm, noi ăștia mai bătrâni, mai suntem mai la urmă. Că așa e, dacă ca să începem și noi, la joc. De ce ați venit din Năvodar până aici? Cum e atmosfera? De ce am venit? Am venit să mă plimb. Nu mă plimb. Sunt născut, crescut aici. Cum e atmosfera? Foarte frumoasă, deocamdată.
foaie verde din mohor mai, m-a pus dracu să mă-nsor mai. Hai zile, zile, neică, doar ne spune. Și după